E foarte simplu. Horoscopul reprezintă, cred că 1% din ceea ce reprezintă astrologia. Horoscopul este pentru divertisment. Îmi pare rău că asta ai spus. Îmi pare rău că te întristez, dar nu mă întristez deloc, eu nu mă uit la horoscop. Horoscopul este pentru divertisment. Horoscopul a fost o formă, cred că, creată astfel încât astrologia să devină mai populară. Da. Acum, pe de o parte, a adus astrologia, să spun așa, în ochii tuturor. Da. Încă dacă întrebi, nu cred că există o persoană care să nu știe care este zodia lui, dar în același timp a limitat. Vezi, e efectul de bumerang. Da. A limitat accesul persoanelor, celor care într-adevăr vor să se înțeleagă, să vină la astrolog. Fiindcă horoscopul este făcut, și eu fac horoscop pe canalul meu de YouTube, el reprezintă astrolog luminițaristă. Da, el este făcut și le spun oamenilor de fiecare dată ca să înțeleagă, el este făcut pe energii la nivel arhetipal. Așa cum ai spus tu, eu sunt vărsător. Vărsătorul este un arhetip. Zodia Pești, zodia mea, este un arhetip. Deci sunt niște energii arhetipale care sunt la nivel general, dar de la acest nivel general până la nivelul meu, luminița care sunt unică, Dana care este unică și fiecare din noi suntem persoane unice, este o foarte mare diferență. Și atunci, ce recomand? Într-adevăr, sunt consumator de horoscop, care îmi scriu și mie. Beau cafeaua cu dumneavoastră și mă uit la horoscop. Foarte bine, asta este. Dacă oamenilor le face bine acest lucru și câteodată se mai nimerește, fiindcă probabil că acea energie este în energia lor, este ok. Dar dacă tu vrei să faci un pas înainte, dacă vrei să faci un pas înainte spre evoluție, vii la astrolog și lucrezi pe harta ta, sau am persoane care sunt autodidacte și și-au făcut harta, se uită la, sunt foarte multe materiale acum pe internet legate de astrologie. Și atunci eu prezint în horoscopul meu, prezint o parte de introducere în care prezint aspectele din săptămână cu grade, cu oră, astfel încât ei să poată să se uite și ce pot să facă, să suprapună acel aspect pe harta lor și să vadă care ar fi influența. Deci se poate lucra și individual. Dar sfânt este devenit la astrolog.